și-au pus și lacrima și dorul. Nu i-a clintit nici încercarea. N-au vrut să știe nici de tată, de holde, case sau feciori. Aveau sămânța nealterată. Ei, primii noștri semănători. Ei nu știau prea multă carte. Scriptura o silabisea, dar suflete salva din moarte, căci Duhul Sfânt prin ei vorbea. Doar cu pinci și cu sumane, ba chiar de sculți adeseori, mergeau cu traistele lor pline, ca niște buni semănători. Și când cei mai mari îi arestau, să-i ducă în frigul închisorii, ei nici bătuți nu se întristau, n-au dat înapoi semănătorii. Ci acolo și la încăpere, flămânzi și goi, bătuți cumplit, scriau cântări și versuri sfinte la adresa mirelui iubit. Așa au fost părinții noștri, cu gândul îndreptat în sus, așa au fost semănătorii, purtând o cară lui Iisus. Și în urma lor, recolta mare, stau roadele frumos în rând, însă se pune o întrebare, azi, lucrătorii, unde sunt? Că se risipesc bogate boabe, tresare Duhul Sfânt mâhnit, văzând cum niște boabe slabe pe cele grase le înghit. Și mersă tata măgitorii, plutesc deasupra ca un or. Tot ce-au lucrat semănătorii, o, cum strică azi un lucrător, că sămânța de azi e alterată, cu glume, cu știri de la TV, nu e prin Duhul inspirată, de aceea rodul e cum e. Sunt boabe seci, fără putere, de vânt sunt duse așa ușor, sunt boabe frânte sub durere. O, nu e niciun lucrător să intre în holdă cu îndrăzneală, să îndrepte spicele plecate, să lucreze nu cu părtineală, ci după legile din carte. Că-i vremea grea, vremea din urmă, e o tristă șalea mare, cad spice una câte una. Unde sunt vrednici lucrători? O, Dumnezeule îndurării, ce-a iubit acest obor, nu lua ca semănătorii până nu scoți noi lucrători. Aleși prin Duhul Sfânt, o Doamne, să fie drepți și iubitori. Acum cât încă mai e vreme, ridică-ți, Doamne, lucrător. Și pune Tu în ei cuvântul, curat și drept și ziditor, să nu-i doboare nici când vântul, ridică-ți, Doamne, lucrător. Dă-le o putere înzecită, că multă-i munca pe ogor, să fie holta îngrijită, ridică, Doamne, lucrător. Și în biserica Betesda să fie Duhul Sfânt înălțat, să nu fie între noi nimica decât Hristos crucificat. Amin. Și să pornim spre calea sfântă, pe urma celor ce s-au dus, purtând drapelul mai departe, ne-om întâlni cu ei acolo sus. Amin.